consecințe credeți că ar avea pentru România escaladarea unui conflict în Ucraina, despre care se discută de aproape 2 luni de zile? Înțeleg că ar putea avea loc chiar după Jocurile Olimpice, la sfârșitul lui februarie. O situație neplăcută. Eu nu cred că se va ajunge chiar la un război. Cred că e o forțare a unor negocieri pe diverse teme. Nu e plăcut să ai un război în proximitate. Îți afectează indirect, dar îți afectează economia, ratingul de țară. Sunt o serie de probleme atunci când îți apare un război. Dar eu nu cred și sper să am dreptate că se va ajunge chiar la un conflict armat. Sunt masări de trupe, sunt, nu știu cum se spune între ghilimele, se arată mușchii. O încordare de mușchi. E o încordare de mușchi, dar eu sper și cred că va fi doar atât. Și sigur, o negociere de un anumit tip. Pentru ce ar dori Vladimir Putin să obțină prin crearea unor astfel de tensiuni? Probabil e o susținere a populației rusofone din estul Ucrainei, care și-au declarat cumva dorința de secesiune, dar e și miza mult mai mare a desfacerii gazelor rusești către Europa. Deci aici care e mai importantă cheia pentru Vladimir Putin astăzi decât o conflict care este complicat și foarte scump pentru Rusia. Să înceapă un conflict cu Ucraina, un conflict de susținere a unor zone secesioniste ale din estul Ucrainei, este costisitor și poate fi un război de durată care îți atrage și sancțiuni foarte mari economice, mai mari decât cele actuale, și îți complică foarte mult viața. Deci mai degrabă Rusia dorește să desfacă în continuare hidrocarburile în vest, unde este nevoie de ele, și să aibă o negociere cumva în favoarea rusofonilor din estul Ucrainei. Așa văd eu, nu sunt specialist în geopolitică, dar atât cât mă pricep eu. Să sperăm că această încordare de mușchi va rămâne la nivelul de încordare de mușchi și că nu vor escalada conflictele din Ucraina, sau mai bine zis de la granița Ucrainei.